Bună ziua, sunt Claudiu și bine ați venit pe canalul meu. După cum știți, zilele trecute am experimentat mai multe metode de combatere a mercilor. Cea mai eficientă dintre ele s-a dovedit a fi metoda cu zeamă de lămâi. Dintr-un kilogram de lămâi pe care l-am achiziționat de la magazin, am reușit și am obținut undeva la 250 de mililitri de zeamă de lămâie, pe care am strecurat-o printr-o sită fină într-un fâsfâs. Acest fâsfâs l-am folosit atât ziua cât și noaptea în combaterea mercilor. Ce vă pot spune este că ziua, pe timpul zilei, m-am dus în zonele și în locurile unde știam că aceștia se ascund. Spre exemplu, în cazul meu a fost vorba de niște alveole și niște scânduri. Le-am ridicat și am pulverizat această zeamă de lămâie direct pe ei. Haideți să ne uităm și la ceilalți. De asemenea, pe timpul nopții am ieșit din nou și am stropit cu el direct, cu această zeamă de lămâie, am stropit direct pe frunzele de cartof, frunzele de varză și frunzele de brocoli afectate de acești melci. Pot să vă spun că la maximum un minut de la stropire am observat că melcii mureau. Pe mine m-a ajutat această soluție pentru că nu mai trebuie să ies cu lanterna pe timpul nopții și să-i culeg bucată cu bucată, după care a doua zi să-i dau la găini sau să fac altceva cu ei. Vi-o recomand cu drag, puteți să o încercați și dumneavoastră să o experimentați. Până în momentul de față vă pot spune că nu am observat reacții adverse cauzate de această zeamă de lămâie pe plantele pe care am stropit. Acestea fiind spuse, sper ca informațiile pe care am putut să vi le ofer să vă ajute în combaterea acestor vietăți. Vă doresc o zi frumoasă și bineînțeles ca întotdeauna recolte bogate.